Premiantul acestei săptămâni al campaniei Premianții fără premii este hunedoreanul Dorin Velicu, singurul sportiv român care a participat la Jocurile Olimpice din 2014 de la Sochi la proba de skeleton. Dorin Velicu este sportiv legitimat la clubul de la Vatra Dornei, unde este și antrenor. Pe lângă activitatea sportivă, Dorin Velicu muncește ca voluntar la secția de kinetoterapie a Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara, unde își ajută semenii să-și recupereze sănătatea. Pentru exemplul puternic oferit și puterea de muncă, aveți ocazia sâmbătă, începând cu ora 11, să îl priviți în ochi, să-i spuneți o vorbă caldă și să fiți parte dintre cei care îi vor mulțumi oficial printr-o diplomă și un buchet de flori, venind în fața statuii lui Decebal din centrul Devei.